Iar e frig? Din cauza... Păi cum iar? N-a pornit. A zis că s-a umplut țevile, s-a făcut, cum se cheamă, încărcarea. Revizia, încărcarea, da? Dar este cu apă rece. A venit apă caldă, a venit, dar e rece. Serios? Da. Da, dar și când o da drumul, păi, și când, da, noi, eu șad ca idiarul talpăiute, stau cu urechea, pă, cum șade ăla și așteaptă trenul să vie, eu așa stau pe țămușca aia, cu urechea nu s-aude nimic. Ca gâlgâit, am zis, este, m-am ieșit, am ieșit afară, am zis, suntem liberi, suntem, am învins, dictatorul a fugit și mi-a zis, stai cu minte că e rece. Da, și când o dat drumul, cred că cu ce presiune vine. Mai am doi vecini, am aflat ieri, care lucrează acum să schimbe calorifere. N-au avut timp toată vara. Acolo, la 1 octombrie, când e promorat că au murit doi oameni de frig la predeal, s-au gândit să schimbe caloriferele. Și n-au floare din aia să poată să închide la intrarea acasă. Și dacă dă drumul pe coloană, să face la comorii la noi. Deci... Câte grade ai în casă? Acum 22. Ai, bă, că e bine. Ba, e bine, am adus ieri caloriferul prietenului, da. Arde aerul, m-am trezit așa cu... În gât n-am putut să dorm toată noaptea, am luat un strepsil. Râdeți degeaba să mor dacă găsesc că e de râs. Și să-l card în boxă, pe treței vilele aia, l-am spă... Să învârte contoarul, la uite așa face. Că am și la cuplu regal acolo și am unul mai mic și unul mai mare la mine. Dacă ba și mașina de spălat, nu mai țin contorul ăla. I-am pus magneți, am pus, dar nu, tot să mânte. Mi-a zis să cer cu bolci de masă. Și n-am nici apă caldă. Și când o veni... N-ai apă caldă deloc? Nu, pe țevile astea, pe apă caldă dimineața când mă spăl la duș, dau drumul curte de jumătate de oră să vină caldă. Da? La ce e asta? La 2. Râdeți degeaba, eu nu...